în care umbla din loc în loc. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, era seara când stătea la masă cu ucenici împreună cu ei și cina. Era, pentru mine aș putea spune că este cel mai frumos lucru. Să stai, să stați împreună cu cei dragi ai dumneavoastră. Poate într-o zi ați alergat și alergați fiecare într-o parte, încolo, în altă parte, și apoi să vină seara să stai împreună cu toată familia la cină. Este un lucru cel mai frumos, eu cred. Este un lucru în care îți spui, povestești, spui lucruri de care s-au întâmplat în ziua respectivă. Meditezi la ele. Așa și cred că și Domnul Iisus împreună cu ucenicii stăteau la masă. Nu doar mâncau, de se bucurau. Se gândeau la cele întâmplate în ziua respectivă. Și vrea Domnul Iisus ca zile ca acestea să stăm la masă cu El împreună, pentru că spune cuvântul Lui Dumnezeu, ori de câte ori veți face lucrul acesta, îl veți face spre pomenirea Domnului nostru Iisus Hristos, despre moarte și înviere, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Este un lucru frumos, un lucru minunat. Dar să știți că nu oricum poți să stai la masă. Nu oricum. Pentru că să poți să stai la masă cu Domnul Iisus, trebuie să ai, în primul rând, o inimă sinceră. O inimă smerită. Și o inimă curată. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Domnul să ne dea astfel de inimă în care să putem să totdeauna, fraților, când avem ocazia aceasta să stăm la masa Domnului Iisus Hristos, Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Pentru că să știți, dacă fiecare dintre noi dorim lucrul acesta și avem dorința aceasta, El va face și ne va învrednici să putem să stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos. Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Dacă stăruim înaintea lui Dumnezeu, pentru că m-am uitat în rugăciunea Domnului Iisus când se ruga și îi punea și pe ucenici să vegheze și spune în Luca, capitolul 22, spune în versetul 43, spune așa: atunci i s-a arătat un înger din cer care ca să-l întărească. Omul, în neputința lui, de multe ori, pentru că așa suntem noi, trupurile acestea, de multe ori neputincioase, mai bolnave, mai în suferință, mai cu probleme. Dar dacă îl căutăm pe Dumnezeu, El este gata să ne ajute, să ne sprijinească, să ne vrednicească și să ne întărească. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El, slăvit să fie Domnul. Noi trebuie să avem în vedere lucrul acesta, fraților. Să avem în vedere lucrul acesta. Și vedeți că totuși de multe ori stăm și spunem în mintea noastră și în gândul nostru, sau poate și cu vorba, oare va putea Dumnezeu, oare Dumnezeu mă va ajuta, oare Dumnezeu mă va scăpa? Dar cuvântul lui Dumnezeu spune să ne încredem în El. Amin. Vedeți? Mai vine și în inimile noastre îndoială. Și Domnul s-o dă la o parte. Amin. Mai vine și în inimile noastre. Pentru că a lua cina Domnului în chip nevrednic este un păcat. A lua cina Domnului în chip nevrednic cu siguranță nu ne va aduce viață. Și nu va aduce viața nici mie, nici dumneavoastră, dragi frați și surori. De aceea este bine să venim înaintea lui Dumnezeu ca să ne mărturisim ori de câte ori avem ocazia aceasta și ori de câte ori l-am întristat pe Dumnezeu, să ne așteptăm, ca să putem să luăm parte
împreună cu Domnul Iisus. Pentru că, vedeți, așa cum am spus, diavolul vine ca să ne ispitească. Și a venit, nu acum, a venit de mult la mintea lui Iuda. De mult diavolul și-a așezat în inima lui. Și inima lui a fost câștigată de diavolul. Dar mai târziu, după ce a făcut să se căiască, dar știți ce a făcut? S-a căit unde nu trebuia. Dacă vinea și se căia la picioarele Domnului Iisus Hristos, Iuda ar mai fi avut o șansă. Dar el s-a căit unde nu trebuie. S-a căit la cei ce l-au vândut. Și pieirea lui a fost garantată. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne căim înaintea Domnului Iisus Hristos, să venim cu sinceritate înaintea Lui, să spunem, Doamne, ăsta sunt eu. Aici sunt slab. Aici te rog, Doamne, întărește-mă. Doamne, vorba, gura aceasta de multe ori o ia pe dinainte. Doamne, unge Tu cu un de lemnul Tău cel sfânt. Unge Tu, Doamne, mintea mea să nu mai gândesc lucruri murdare, să nu mai gândesc lucruri care nu sunt după voia Ta. Ochii, Dumnezeu să ne ungă. Slăviți să fie Domnul. Amin. Mă opresc la aceste cuvinte și las pe fratele Dorin să continue pentru că se apropie să se facă și această lucrare. Amin. Amin.